La momentul păcii finale, cea de la Paris, negociatorii români au fost prinși pe picior greșit. Impetuozitatea lui Ionel Brătianu l-a impresionat neplăcut pe Georges Clemenceau, prim-ministru francez și omul numărul unu al conferinței de pace. Pe coridoarele de la Versailles se spunea că hainele premierului român sunt prea noi ca să fie vorba de un om de viță. În fapt, ecuația era una foarte concretă. Statele Unite erau interesate de petrolul românesc, așa că principiul națiunilor enunțat de președintele Woodrow Wilson și favorabil României se lăsa așteptat. O izbucnire a lui Brătianu, care l-a apostrofat pe Wilson în plină conferință, a dovedit că România avea nevoie urgent de o schimbare de ton. Locul acesta, atât de umil astăzi, a fost până în 1930 gară regală. Imaginați-vă acest peron în martie 1919, aglomerat de cea mai bună lume trăitoare în București. Iată ce povestește Regina Maria. Am plecat la 3:10. Gara înțesată de oameni, atât de plină, încât nu prea vedeam cum aș putea să dau mâna cu toți. Toți miniștrii, generali francezi și ofițeri englezi, miniștri străini, generali români, multe doamne, unii cu lacrimi în ochi, alții cu fețe radioase și misterioase, ca și când ar fi știut misiunea secretă cu care mă îndreptam spre Paris. Cuvântul unei femei poate schimba fața unor evenimente atât de importante? În perioada interbelică, gara regală de la Băneasa va fi dublată de o nouă clădire. Proiectul, finalizat în 1930, a făcut parte dintr-un șir de construcții feroviare menite să glorifice națiunea română. A fost modernizată și gara regală de la Sinaia, iar gara de la Halmeu, Satu Mare, aflată la granița cu Ungaria, era o adevărată declarație de orgoliu și modernitate. Noua clădire a gării regale de la București trimitea la frumusețea austeră și eficientă a școlii de arhitectură și artă de la Weimar Bauhaus. Este foarte sincronă din punct de vedere al limbajului arhitectural folosit cu ceea ce se întâmpla în Europa în acea perioadă. Are un limbaj cu niște trimiteri certe către școala de la Bauhaus, către arhitectura industrială interbelică și românească și din afară. Deci este ceva foarte la zi cu ce se întâmpla în Europa în anii 20-30. În privința călătoriei Reginei Maria spre Paris în 1919, cazată la Ritz în celebra Place Vendôme, Regina României era asaltată începând cu sosirea la gară și terminând cu seriile de la operă de fani. Strigătele Vive la Rhin, Vive la Romanie se auzeau peste tot. Succesul ei imens era alimentat sistematic și de la București. Suverana era rugată să primească ziariștii occidentali oricât de des îi stătea în putință. Salonul Reginei se transformase în sală de presă. Ea primise mai multe denumiri să vii din partea presei. Nu era numai regina soră de caritate, regina soldat, prin faptul că fusese alături și în tranșee în perioada primului război mondial alături de soldați, dar și regina diplomat, regina ambasador. Era un tip de diplomație ad hoc care venea să completeze diplomații profesioniști și evident că aici rolul lui Brătianu a fost important, pentru că trebuia să o instruiască ceea ce știa ea. Era nevoie de anumite informații precise, geopolitice. Bine pregătită, Maria se va vedea pe rând cu președintele și premierul Franței, cu eminența cenușie a negociatorilor americani, cu generalul Joffre și cu generalul Foch. Cu zile atât de încărcate, timpul pentru cumpărături era foarte scurt, spre nemulțumirea fiicelor și a doamnelor de onoare. Întâlnirea cu premierul Georges Clemenceau a fost decisivă. M-a atacat frontal, povestește regina, în legătură cu încheierea păcii separate cu Germania. Când a încercat să explice, francezul a privit-o drept în ochi. Nu-mi spuneți mie aceasta, dumneavoastră erați pentru rezistență. M-a pus în încurcătură, dar i-am mărturisit cu curaj că fiind atât de aproape de evenimente, nu aveam depărtarea necesară ca să văd lucrurile în întregime. Își amintește Maria cum a dat dreptate post-factum oamenilor de stat români. Ei hotărâseră în martie 1918 să cruțe țara de o tragedie inutilă. Știu că am oferit o imagine frumoasă țării mele prin zâmbetul meu, va puncta ea în jurnal. O regină ca aceasta trebuie primită cu onor militar, cu generalul Foch în frunte, a exclamat Clemenceau în loc de încheiere. Regina României a plecat apoi în sunetul marseiezei. Vizita la președintele Raymond Poincaré se încheie cu trecerea în revistă a gărzii de onoare. Era pentru prima dată când Franța Republicană a oferit unui suveran această cinste. Pe 12 martie, Maria părăsește Parisul continuându-și călătoria spre Londra. Este condusă la trenul regal de șeful statului francez. Ia vaporul la Boulogne până pe coasta engleză și ajunge cu trenul la gara Victoria, unde este întâmpinată de rege și regină, cărora le spune simplu George și May. Regina continuă la Londra întâlnirile umanitare și politice. Se întâlnește de pildă cu
proprietarii celebrului magazin Harrods, care făcuseră donații mari pentru România. Crucea Roșie Britanică se dovedește generoasă. Generoasă este și regina Angliei. Maria se simțea stânjenită să apară la operă sau la câte un dineu sofisticat, fără bijuterii. Ale ei luaseră calea Moscovei alături de tezaurul BNR. O scotea din încurcătură verișoara mei cu câte o diademă sau colier. La Londra, discursul Mariei devine mai puternic. Aici, datorită emigrației albe mai influente, se înțelegea mai bine cât de mare este pericolul bolșevic și cât de important este pentru Europa să facă din România un obstacol puternic împotriva pericolului comunist. Pentru întoarcerea spre țară, Maria a trecut din nou prin Paris, între altele ca să se vadă cu președintele american Woodrow Wilson. Dacă la Palatul Elysée Maria a demontat reproșurile legate de pacea separată încheiată de România cu Germania, în discuția cu americanul, regina a trecut la ofensivă. România este un partener de nădejde și trebuie să devină o pavăză stabilă în calea bolșevismului. Prin urmare, trebuie să devină România mare. Frontierele extinse au fost recunoscute prin tratatele de la Versailles și Saint-Germain din 1919 și tratatul de la Trianon din iunie 1920.